În primul rând, zice că toți trebuie să fim smeriți. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Oare credeți că și prezbitere trebuiau să fie smeriți? Păi, ca să te duci să slujești pe altul și să nu te dai mare uh, grandoman, mare popă grandoman, mare, uh, mare slujitor care trebuie să fie el slujit de alții, da? Dar, de fapt, astăzi nu se mai vorbește de slujitori, se vorbește despre lider. Lider. Avem o conferință pentru lideri. Toată lumea vrea să conducă, domnule. Cine o să mai slujească dacă toată lumea conduce? Dumnezeu vorbește în Scriptură despre prezbiteri și despre slujitori, care slujitorul ce face? Ghice, ar putea să fac un slujitor. Să slujească! Dar ca să slujești pe altul, să-i speli picioarele la altul, vorbesc metaforic, da? Să te cobori în nevoile altul, să intri în mizeria din viața omului, cât fiecare dintre noi avem problemele noastre. Să te duci acolo și să-L slujești și să-L sfătuiești și să te încarci cu poverile altora și cu problemele altora. Și să stai conectat tot timpul la nevoile altora și la problemele altora și la păcatele altora. Acolo e nevoie de multă smerenie, Domnule. Adică să ai o impresie foarte joasă sau cel puțin reală despre tine și spui, Domnule, nu nimic ca mai grozav. Am harul de la Dumnezeu de a ajuta pe omul ăsta. Eu nu sunt papa de la Roma. Eu nu vin undeva de pe o succesiune din asta apostolică și nu poate atinge de mine. Eu trebuie să stau undeva într-o sfințenie înconjurat de norul prezenței lui Dumnezeu și nu intre niciun păcătos acolo. Să nu mă corupă cumva. Să nu se stingă norul. Nu! Ești coborât acolo în mijlocul lor. Dar să trebuie smerenie ca să slujești, da?